Bună ziua tuturor! Din nou la Stupină. Azi suntem în tot 29 martie. Am mai făcut un filmuleț mai devreme. Sper că se vede aici în telefon. 29 martie 2024. E ora 12 și 11 minute. Am vrut să filmez un stup. Am două măci primite, cred că pe la începutul lunii septembrie, de la domnul Dumitru Oprea. Vă salut, domnul Sandu, pe această cale. Am avut două măci locale de carpatină de aici, de la mine. Au fost ultimele mătci de carpatină pe care le-am mai avut, adică de albină locală. Nu vreau să le mai văd niciodată, pentru că cele două familii trebuia de acolo, de la poartă, de la gard, trebuia să fiu echipat cu cizme, cu mânuși, cu geacă mai groasă pe timp de vară, pentru că mă înțepeau și prin combinezon. Deci fără să lucrez la stup, de acolo, dacă lucram la gard, cum am pus anul trecut, am pus niște stâlpi, am făcut gardul, de acolo m-au înțepat de frunte o grămadă. Nu mai vorbesc când trebuia să lucrez în ei. Și așa am scăpat de ele. Și am zis să vă arăt și două măști de la domnul Dumitru Oprea. Avem aici stupul numărul 14, la fel are și el cat, de 1x2, este 1x10, vedeți, scrie pe capac Oprea, și stupul numărul 18, la fel 1x10 de la Dumitru Oprea. Ceilalți sunt stupi cu măci făcute de mine de anul trecut. Aceștia vi-am filmat mai devreme, v-am arătat în caturi. Acela e stupul care l-am filmat din nou, pentru că un domn a zis că nu are cum să fie atâta albină la vremea respectivă și am filmat din nou stupul și a menționat data, că suntem în martie 2024 și nu în 2023, am arătat pomii cum sunt înfloriți și așa mai departe. Să nu mai mă lungesc. Aș vrea să filmez acest stup. Numai un pic să fixez telefonul. V-am spus că albina care era aici, albina locală, măcile respective, foarte agresive, n-am putut să lucrez cu ele. Soția n-a mai venit la stup de foarte multă vreme pentru că este alergică la înțepături. Anul trecut am avut un eveniment nefericit, acolo lucram la gard, cum v-am spus. O albina înțepat-o și în 15 minute, dacă nu venea salvarea, era fatal, putea să moară. A stat o săptămână internat în spital și atunci am renunțat la albina locală pentru că e foarte agresivă. Sau este o albină care nu-i selecționată, o albină prinsă prin pom, să zic așa. Să mă uit să văd dacă se vede. Nu prea văd eu de soare. Sper că se vede. La fel, are catul.
Mă bucur că Albina bătrână s-a schimbat, nu mai este, pentru că altfel nu puteam să deschid capacul. Am mai văzut câteva albine și din acelea mai bătrâne. Aici nu o să mai iau toate ramele la rând, să nu lungesc filmarea. Aici o ramă clădită. Domnul Sandu cred că recunoaște culoarea albinei. Vedeți și agresivă poate să fie. Glumesc, o spun în sensul bun al cuvântului, o albină extrem de blândă. Uitați, aici mi-a scăpat un pic rama. La alte albine săreau de mult pe mine. Următoarea ramă. Vedeți, stau lanțuri, construiesc, au început să construiască, de sus în jos, bineînțeles, cum fac ele. Aici se apropie de leațul inferior. Parcă e un pic acolo stropită cu ceva nectar, numai puțin să nu le strivesc. Nu le trebuie neapărat fum. Următoarea. Asta este un pic grea. O să o prind și cu mâna aceasta să nu scap. Da, e stropită cu nectar, are un pic de nectar acolo. Aici la fel. Sirop, cum am spus și în filmările trecute, nu au primit absolut deloc anul acesta. La fel foiță, la fel se văd cum clădesc. Și aici parcă e un pic stropită, cu nectar. În schimb miroase a prun. Asta e o ramă clădită. Da. Bun, încolo n-are rost să mai merg, același lucru. Deci albina este în cată, își face treaba. Am murdărit de turtă. O să deschid și cuibul. Așa arată cuibul. Să mă uit pe telefon, să văd cum se vede. Parcă un pic mai jos ar trebui. Cred că e bine. Sper că se vede. Mai puțin că ne-a luat vântul folia. O să o pun deasupra. Până ne uităm noi în cuib. Așa. Deci o albină la care poți lucra și fără fum. O să las gratia așa. Să încerc să scot câteva rame, să văd dacă pot. Încep din partea aceasta. Merge că sunt propolizate. Stupul acesta nu l-am deschis anul acesta deloc. Nu m-am uitat în cuib, că nu m-a interesat. Nu prea mă uit în cuiburi, n-are rost.
să văd cantitate de puieți, să văd lucruri din astea, pentru că n-are rost. Îmi dau seama după populație. Dacă e populație în stup, înseamnă că acolo e și ce trebuie. Și ăsta e un lucru bun. Dacă văd un stup care 4 rame cu albine, acolo e o problemă. Încerc să scot pe o ramă. E cam greu, propolizată. Aici au tras mierea de pe margine, aici o ramă cu mâncare, Bina nu stă pe miere că n-are ce face aici. Bun, o dau deoparte. Următoarea ramă. La fel. Ramă cu mâncare, e miere. Următoarea ramă. Tot mâncare pe ea. Aici miere lichidă sau nectar, nu știu ce-o fi. Aici sper că se vede. Un pic de polen văd. Stupul acesta vreau să merg până la capăt. O să scot toate 12 ramele. Să dau un pic de fum aici, că să nu strivesc albinele. Nu că ar fi agresive. Doar ca să plece. Sau puteam să suflu. Următoarea ramă. La fel, miere, polen. La fel, miere. Polen. Deci stupul ăsta a iernat așa, cum îl vedeți. Consumul se vede că e mic. Aici avem puiet căpăcit. Sper că se vede. Larvar, ouă. E cam multă miere aici, aici trebuie să mai scot din rame. Se vede puiet, aici larvar, pe lângă, aici e polen.
următoarea. Avem puiet, la fel. Aici e larvar. Aici unde a ieșit puietul, văd că sunt ouă. Aici văd că au băgat și câteva celule cu nectar proaspăt. Și atunci, dacă nu pun catul, blochează cuibul. Vedeți puiet, aici e larvar, ouă, sper că se vede în filmare. Nu știu dacă țin bine rama, dar sper că se vede. Dau puțin fum să plece albinele de sus. Următoarea ramă. La fel, puiet căpăcit, larvar, ou până aici în leațul din dreapta, sper că se vede. La fel, puiet căpăcit. Vedeți? În loc îi larvar, ouă. Ați văzut că mai am niște albine bătrâne care totuși sar pe mine. Îmi dau seama după culoarea lor că sunt albine negre. Următoarea ramă. Nu o să stau să număr ramele de puiet, că n-are sens. Următoarea. Puiet căpăcit. Sper că se vede. E până aici sus, în leaț. Jos în leață vede căpăcit, în dreapta în leață vede căpăcit, doar în partea stângă a ramei mai este acolo o fâșie de miere, pe partea cealaltă același lucru, puiet care eclozează, sper că se vede, aici sus la fel. Aici e mierea de care vă vorbeam și aici este larvarul în dreapta. Să nu le strivesc. Așa. Mai avem 4 rame.
care strivesc. Așa. Mai avem 4 rame. Aici la fel, puiet căpăcit, compact, a eclozat aici, se vede. Sper că se vede în cameră. Miere încă mai au. Pe fiecare ramă este miere, plus ramele acelea pline, plus nectarul ce-l aduc. Și atunci nu-i văd sensul să le dau sirop în perioada aceasta, pentru că îmi blochează cuiburile. Următoarea ramă, la fel, uiet căpăcit, unde e eclozat este ou, totuși mai este miere, uitați și matca, sper că se vede în filmare, este marcată cu roșu. Matca de la dumneavoastră, domnul Sandu. Gata foarte bine. Eu sunt mulțumit de genetica asta de albine. Foarte blânde. Nu mai știu câte rame sunt până acum cu puiet. Următoarea ramă. Aici la fel. Uiet căpăcit, se vede, aici am și ceva polen deasupra, la fel, uiet căpăcit, acolo jos niște celule de trântori, uitați și un trântor aici. Da, cuibul e un pic blocat, e cam multă miere, dar o să mai scot din rame și o să-i mai dau rame la ouă. Ultima ramă nu cred că are rost să o scot. Acolo sigur e mâncare, dar totuși o să o scoatem și pe aceea.